11 metri cu Radu Banciu la Sport Total FM. Bun găsit, prieteni, am dat și eu pe gsp.ro prima știre pe care o văd pe site. Este sigur o nouă știre, dar să vedeți cum se face presă în România. Deci, din toate evenimentele mapamondului, ăsta este primul. Gâlcă a vorbit cu Becali despre transferuri. Costel Gâlcă a vorbit și despre transferuri la conferința de presă. Extraordinar. Antrenorul Stelii nu crede că va mai pleca vreun jucător. Pe ce transferuri atunci? Ci important este să-l aduci în discuție pe Becali, să o legi cumva de Steaua. Bun, dacă era Reghecamp, vorbea Reghecamp cu Becali. Dacă e Gâlcă, vorbește Gâlcă. Dar cu Becali să vorbești. Asta este ideea extraordinară. Bun, deci nu aflăm nimic din această știre, dar acum suntem și noi la curent de câteva luni bune, că așa se face trafic în România. Trebuie să-l impresionezi pe ăla care intră pe site. Numai la noi e așa. În alte părți unde există presă civilizată, presă ca lumea, nu trebuie să emoționezi pe nimeni din titlu. Pentru că omul va intra să caute știrea, dacă îi dai un enunț liniștit, potrivit în titlu, el va intra, va desface știrea respectivă pentru ca să citească tot conținutul ei. La noi, dacă nu îl îmbârligi cu ceva ca să-l atragi prin prostia respectivă din titlu, deși nu există o știre realmente, este doar un titlu fabricat, înseamnă că nu-ți faci trafic, păi, dar în condițiile astea nici nu va fi niciodată. Și asta este capcana în care presa online a căzut singură. Nu a obligat-o nimeni să acționeze așa. Era foarte ușor să îți faci meseria și să oferi știri atunci când e vorba de știri sau informații. Nu să încerci să cauți ceva care nu există într-un titlu doar pentru a-l influența pe ăla să intre. Am mai explicat chestiunea asta. Ăla intră o dată de două ori, dar nu va intra de 10 ori sau de 20 de ori. Să-l liniștește, vede că de fapt este o prostie, pentru că știm că nu se întâmplă nimic. Am primit și noi alerte dacă ar exista niște știri cu adevărat importante. Ele nu sunt. Și atunci decât să fabricăm niște prostii de genul ăsta, n-are rost. Bun, ieri s-au terminat meciurile din optimile de finală ale Cupei Ligii. N-am putea să spunem că s-au terminat într-o atmosferă excepțională, dar n-a fost rău. N-a fost rău până la urmă. Ultimele două meciuri, Mediașul cu Pandurii, câștigat finalmente de Gorjeni în prelungiri cu 1-0, o lovitură de cap la un corner, dacă nu mă înșel. Am văzut o reluare a golului. În orice caz, Gazul a jucat mai bine, a fost peste Pandurii în cea mai mare parte a timpului, a avut și gol anulat. În fine, a fi meritat să se califice. În celălalt meci, Chiajna, după ce a condus, a fost învinsă și umilită, chiar dacă este, ne luăm după scor, 1-3 de Dinamo, acest new nei ca nimeni Dinamo, care totuși a câștigat până la urmă la pas. Calificatele pentru sferturile de finală sunt, în ordinea importanței, Steaua, Astra, Dinamo, să spunem, deci iată trei echipe care vând în continuare Cupa Ligii. Petrolul a fost eliminată, CFR Cluj eliminată, și pe lângă aceste trei echipe mari mai avem încă cinci ciurucuri, să le spunem așa: Viitorul Constanța, Oțelul Galați, CSMS Iași, Universitatea Cluj și Pandurii. Da, sigur că echipele importante sunt Steaua, Dinamo și Astra, care îi dau așa o culoare acestei competiții. Fără ele, bineînțeles, ar fi fost interesul încă și mai mic pentru telespectatori sau pentru spectatori. Nu știu dacă i-a ieșit până la urmă domnului Horoba de la Mediaș, nu cred că au fost 3500 de spectatori, era într-adevăr o căldură teribilă acolo. Am văzut un pic din meci. Gazul și-a ținut rangul, dar, cum spuneam, până la urmă ne reușim să marcheze sau să marcheze un gol pe care să-l valideze și arbitru. Până la urmă a fost învinsă. Despre șocurile de la Dinamo scrie toată lumea, într-adevăr, chiar și editorialul lui Cristi Giambașu începe așa, chiar dacă e o ironie. Șoc la Dinamo, clubul s-a despărțit de capitanul echipei, numai că problema este că nu știam cine e capitanul echipei la Dinamo.
Bun, lecția lui David de Rebelin la turul Sibiului, preluat de Radu Naum, să nu păcălești viața, într-o zi chestia asta ar putea face diferența între a fi trăit sau nu degeaba. Nu cred că David de Rebelin ne poate da lecții, mai ales că și el a fost un ciclist ultra dopat, care a câștigat foarte multe curse în viața lui, a fost numărul 1 mondial la un moment dat, David de Rebelin. Nu, cred că e capabil să ne dea lecții. În ciclismul profesionist al anilor 80-90, ce lecții să dai? Puteai acolo în plutonul tău să discuți, dar tot ce s-a discutat atunci a fost o minciună. A ieșit ulterior la iveală, așa că astea nu mai țin loc de nimic. Nici de frig, nici de cald, nici de plăpumioară, de absolut nimic. A fost până la urmă totul contrafăcut. Cicliștii trebuiau să supraviețuiască cumva, am tot explicat. N-aveau alte variante decât să se dopeze. Fiecare, cât mai sofisticat, putea să o facă, până când a venit unul și s-a dopat mai tare decât toți, reușind să-i învingă pe unde îi prindea. Dar corecți n-au fost. Sau au fost prea puțin, numele ălora nici nu contează, pentru că să vii să-i lauzi pe unii care n-au obținut niciun rezultat doar pe ideea că nu știi că s-au dopat, doar că erau atât de slabi încât imposibil să nu să fii dopat, iarăși nu mi se pare o chestiune remarcabilă, absolut deloc. Pentru că îi vedem pe unii, vine unul astăzi din plutonul marele, pluton ciclist al anilor 90 și spune: uitați-vă la mine, am fost ultimul în turul Franței, ultimul în turul Italiei și ultimul în turul Spaniei. Și acum ce ar trebui să-l lăudăm pe ăla că a fost ultimul peste tot? Și el o să vină să spună: de asta am fost ultimul, că nu m-am dopat. N-avem de unde să știm. E mult mai ușor să spui: domnule, mie mi-au dat numai note de 2, de 3 și de 4, că nu mă înghițeau, că aveam dosar. Securiștii mi-au dat notele astea că ai mei erau chiaburi sau nu știu ce. Nu l-au lăsat pe tata să dea la facultate din nu știu ce motive. E destul de simpluț ca exprimare. Bun, ai fost ultimul, nu e un motiv de laudă, indiferent din ce motive ai fost ultimul. Motiv de laudă era dacă atunci ai fi avut curajul să spui: tată, acest pluton este dopat, o să se facă controle la un moment dat și o să vedeți că am dreptate, eu mă retrag, nu mai vreau să stau alături de acești escroci, acești falsificatori de acte și o să mă duc în altă meserie. Atunci ai fi putut să fii un erou, spunând lucrurile astea despre niște oameni care fraudau. Atât timp cât tu ai stat în sistemul ăla, ai colcăit acolo, chiar și ultimul câștigai foarte bine. Nu înseamnă că ești un erou astăzi, absolut deloc. Absolut deloc. Bun, deci asta, apropo de competiția noastră, pe care am tot fredonat-o cel puțin de vineri până astăzi sau până ieri, e vorba de Cupa Ligii. Nu o să mai vorbim despre ea, întrucât următoarea fază are loc undeva în decembrie. Astăzi avem, în mod normal, Supercupa în Ucraina, între Dinamo Kiev și Shakhtar. Spun în mod normal dacă meciul se va și juca. Logic așa ar fi, să se joace la Harkov, undeva în zona neutră. Acolo cred că se dispută, de la ora 21, ora României. Un meci care nu ne interesează, dar care marchează startul sezonului într-un campionat aflat în centrul atenției din cauza situației politice, geopolitice, extrem de tensionate. Am înțeles că mai nou avioanele malaeziene care străbat Europa și se duc spre Kuala Lumpur merg peste Siria, nu mai traversează Ucraina, adică au căzut din lac în puț. Și în Siria se poate trage cu o rachetă fără nicio problemă. Nu credeți că numai separatiștii ruși au această ocazie. Astăzi, în meniul fotbalistic, avem Champions League, turul al doilea de calificare, faza retur, deci un pic mai interesant decât săptămâna trecută, 2, 4, 6, 8, 10, 11 partide, o să le citim după o pauză publicitară. De asemenea, avem un meci de calificare în Europa League, tot așa, manșa retur a turului 2 de calificare. Între timp, după cum știți, vinerea trecută a avut loc tragerea la sorți și pentru turul 3, așa că le putem împerechea oarecum, dar nu o să facem greșeala de astăzi, o să le împerechem abia de mâine, când o să existe niște rezultate concludente, pentru că așa să împerechez 4 echipe
în turul 3 ne jucând de fapt doar două dintre ele, n-are niciun rost. Dar oricum ne apropiem și de returul Stelei, care va avea loc mâine seară cu Storms Gotzăt, iar joi de retururile echipelor din românești din Europa League, care sigur că ne interesează. După cum știți, CFR Cluj a făcut un chinuit de 0-0 acasă cu sârbii de la Iagodina. Petrolul a câștigat 2-0 cu albanezii de la Flamurtari, mai greu însă decât o arată scorul, cu două goluri în ultimele 15 minute. Da? Și de asemenea vom avea ocazia să vedem în turul al treilea, intră și Astra Giurgiu, spuneam, care va întâlni o echipă cehească probabil în această fază a competiției. Bun, o să vorbim despre astea și despre etapa, prima etapă din Pirinei a turului Franței. Astăzi despre transferul columbianului James Rodriguez, este definitiv la Real Madrid pentru 6 ani. Ce va lua Monaco în locul lui James pe 70 sau 80 de milioane de euro cât a cheltuit, sau dacă va lua pe cineva. Bun, o să vorbim despre aceste lucruri după o scurtă pauză. Unsprezece metri. Să fie pace, ca să nu fie război. Dragi prieteni, Cicasea, Târgu Mureș ar da lovitura zi după zi pe piața transferurilor și practic ar fi principala favorită la titlu, dacă ar fi să ne luăm după ultimele achiziții, și chiar este o realitate acest lucru. Ei sunt favoriți la câștigarea campionatului, asta după ce Daniel Stanciu a reușit să îi acapareze pe Dorin Goga, fost jucător în China, la Harbin Iteng, așa, unde a stat, spune Digi Sport, mai puțin de o lună. De asemenea, Gabi Mureșan și Iani Zicu, o tripletă enormă la Târgu Mureș, Goga, Mureșan, Zicu. Pe lângă ăștia, încă vreo 12 jucători au mai venit numai în această vară la Târgu Mureș. Spre deosebire de alte campionate, în România se transferă ușor. E adevărat, de cele mai multe ori degeaba. Aici te înțelegi cu cluburile în câteva minute. Iată, de exemplu, în străinătate, Real Madrid a negociat vreo 2 săptămâni până a reușit să-l aducă pe James Rodriguez. Nu mai vorbesc de OM, care a negociat 2 luni ca să-l aducă pe Marcelo Bielsa. La noi e vorba de câteva minute se face un transfer. Se pare totuși destul de bizar. James Rodriguez așadar a făcut vizita medicală la Real Madrid și a semnat pe 6 ani, va fi prezentat în această seară. Realul dă lovitura pe piața transferurilor, în aparență cel puțin, o să vedem mai clar pe teren. După părerea mea, James Rodriguez nu este un mare fotbalist, nu este peste Modric, nu este peste Bale, care deocamdată n-au fost, cu Modric lucrurile sunt clare. Da, tot așa a venit ca un zeu de la Tottenham, Gareth Bale la fel, nu sunt jucători peste James, sau nu sunt sub James Rodriguez niciunul dintre ei. N-au reușit însă la Real Madrid nemaipomenit. Sigur, Bale mai are timp. Modric a ieșuat, practic, definitiv. O să vedem. Are 23 de ani James, vine după un sezon, spuneam, mai degrabă modest la Monaco. A reușit la campionatul mondial, dar în fața unor echipe slabe, totuși. Golul cu Brazilia nu se pune la marca din penalti la 2-0 pentru brazilieni, deci nu e nimic ieșit din comun. Iar în rest n-a marcat cu mari echipe. În afară de șutul ăla de kilogramă cu Uruguaiul, el nu are cu ce să se laude la acest campionat mondial. Monaco ar băga banii la saltea, să știți. Nu prea ar vrea să achiziționeze mare lucru de această sumă, care nu este foarte clară. Spaniolii sunt niște mincinoși, ca și italienii în presă. Deci nu prea poți să te iei după ce să scrie acolo. În general, informațiile lor nu sunt fiabile, fie că e vorba de rumori de transfer sau de sume aferente tranzacțiilor. În general, nu, ori nu se pricep, ori fanfaronează aiurea. N-ai pe cine să te bazezi în presa lor. Se vorbește așadar de o sumă între 70 și 90 de milioane de euro. Bineînțeles, așa cum era de așteptat, niciun jucător de la Real Madrid, ne dorim să fie transferat la Monaco,
nici măcar împrumutat. Lucrurile nu s-au mai modificat în sensul ăsta. Mă, acolo a luat banii cash, practic sub formă de plăcintă, o plăcintă de bani, și cu asta va rămâne. Ei n-ar vrea să achiziționeze pe nimeni din informațiile pe care le avem, deși circulă zvonuri că ar fi vreo 3 sau 4 jucători interesanți în vizor. Rodrigo de la Benfica, care este în contact destul de avansat și cu Valencia. Wesley Sneijder de la Galatasaray, care mai are contract până în 2016 cu turcii. Wesley Sneijder, care a demonstrat la campionatul mondial că încă s-ar putea conta pe el un sezon și cred că ar face bine lui Monaco un asemenea jucător, care are salariu mare, dar nu este scump la transfer. Galatasaray îl dă pe sub 10 milioane dacă știi să negociezi ei pe Sneijder în momentul de față. El n-a făcut mare lucru în Turcia, oricum. Galatasaray a fost lamentabilă, vă reamintesc, pe final de sezon a pierdut titlul net în favoarea lui Fenerbahce și de-abia dacă a reușit în fața lui Beşiktaş să ocupe locul 2. Deci nu are de ce să țină la 30 de ani cât a împlinit deja Sneijder, nu are de ce să țină Galata foarte tare de el. În orice caz, Sneijder e peste James Rodriguez în momentul de față. Bun, Antoine Griezmann de asemenea, de la Real Sociedad în vârstă de 23 de ani, foarte bun în campionatul Spaniei sezonul trecut, însă modest la campionatul mondial sub tricoul Franței. El a jucat acolo doar pentru că Didier Deschamps e basc și avea el, sigur, această slăbiciune pentru Griezmann, un jucător necopt încă, capabil să se exprime, bineînțeles, la Real Sociedad, la nivelul lui Cristiano Ronaldo și al lui Messi în multe situații. Ba, a fost chiar peste ei de atâtea ori, la note în campionatul Spaniei și la prestații. A fost Dumnezeul Real Sociedad în sezonul trecut, asta este clar, și acum două sezoane la fel, dar nu are încă acea carismă fotbalistică, să spune, care să-i permită într-un meci cu miză mare sau un campionat mondial, am văzut, făcea pe el. Deci Griezmann, ce-a făcut Griezmann în meciul cu Germania? Acolo, dacă era mare jucător, trebuia să demonstreze, să le dea nemților 2 fără probleme. Germania ne jucă nimic, vă reamintesc, neavând apărare, neavând mijloc, neavând nimic, nimic, nimic. Deci o echipă moartă în meciul cu Franța, care trăgea limba din cauza căldurii și cerșea câte un penalti în care o adversă. Așa ca nimic, tată. Da? Deci și OM-ul ăsta lui Bielsa le dădea 4. Exact cum i-a dat lui Leverkusen. Dacă știi să joci, știi să pui piciorul pe accelerație când trebuie, nu există adversar pe care să nu-l bați. Îi faci un pressing de nu-l lași să sufle și îi dai 4. Evident. Deci dacă știai să abordezi meciul ăla, trebuia să-i bați fără probleme. Da, sigur, Didier Deschamps nu are această capacitate. N-a avut-o niciodată, de altfel, ca antrenor. Un tip fricos, care a jucat la mica ciupeală. Or, Griezmann, probabil înțelegând că Tătânesul nu e un mare tehnician, a făcut pe el la campionatul mondial, s-a văzut că are niște limite. Ok, sigur, circunstanțele atenuante cu vârsta, faptul că nu mai jucase la o mare competiție, așa e. Nu este totuși un mare jucător în momentul de față, poate că la Monaco ar fi bunicel. Asta nu putem să știm, mai degrabă, în mod normal, a reușit, pentru că Monaco nu are o presiune enormă, nu imprimă o presiune asupra jucătorilor, în primul rând că ăia... Renier și Albert și cine o mai fi, da, și toți ăia care trag sforile pe acolo, n-au treabă cu fotbalul. Ei sunt suporteri așa, dar nu să cunoască în amănunt că tu l-aduci acum pe Marvo, de exemplu. El nu știu aia cine e, dar pentru ei e tot aia. Ori patronii lui Monaco nu se pricep nici atât. Alderi Bolovlev și ăia, crezi că știu ăia jucătorii din campionatul Franței? Nu, bineînțeles că nu. Pentru ei o strategie, o imagine, au ucii de unul altul, sigur, au văzut și ei niște meciuri la campionatul mondial. Cei care se ocupă de partea tehnică sunt cei care n-au puterea de decizie la Monaco. Cum n-a avut-o nici Claudio Ranieri, dat afară ca un câine după 2 sezoane, pentru că n-a mai convenit, n-avea carismă, n-avea, era un tip fricos, tot așa, nu știa să riște. Și atunci, sigur, că ăsta nu le-a plăcut, pentru că Monaco nu era o echipă spectaculoasă. A avut câțiva jucători, gen Falcao, gen Moutinho, gen James ăsta, și acum pe final de sezon și pe Berbatov, într-adevăr de nivel interesant pentru campionatul francez, dar n-a știut să exploateze cum trebuia. O să vedem dacă sezonul ăsta în Champions League
Monaco va face ceva. Mai se discută și despre albanezul Serdan Shaqiri, sigur, elvețian el, da, albanez, după cum indică și numele, de la Bayern München, 22 de ani, contract până în 2016, care ar putea să ajungă la Monaco. Toți ăștia ar putea să vină de 90 de milioane. Rodrigo de la Benfica, Snyder de la Galata, Griezmann de la Real Sociedad, sau mă rog, Real Sociedad, cum ar fi spus frații Becali, și Serdan Shaqiri de la Bayern München. El nu prea joacă la Bayern, Shaqiri, ăsta ar fi motivul pentru care nu i-ar strica o ieșire monegască. Mă surprinde faptul că fotbaliștii dau cu flit lui Monaco, deși acolo ai toate condițiile din lume. Ești super bine plătit, joci într-un campionat totuși interesant, nu de mâna a doua, un campionat unde totuși, iată, sunt din ce în ce mai multe nume mari, sau dacă nu sunt, sunt de descoperit. Ok, Paris Saint-Germain rămâne cea mai mare echipă europeană la nivel de transferuri și de potențial, deci totuși te, ai cu cine să te duelezi. Așa, nu prea înțeleg de ce nu vin jucătorii. În Monaco este o plăcere să locuiești. Uite, de exemplu, prostul ăsta de Diego Lopez, portarul Real Madrid. Ce era așa de nasol pentru el dacă venea să fie împrumutat, desigur, Doamne ferește, să se transfere la Monaco? Venea împrumut un sezon și apăra acolo. Cu ce-l deranja pe el, că nu s-a plictisit la Real Madrid să tot îl umfle ăia, a bătut Atletico Madrid, acum o să-l bată Barcelona sau cine o să-l mai bată, deși acum arată lui Serriche un sâsâit și jumătate, chiar nu-l văd în situația de la campionatul, sincer, cu Barcelona. Cred că Realul este totuși favorită numărul 1 la titlu. Trecem de la James și de la Real Madrid exact la Marius Șumudică. Vă salut! Ce onoare, vă salut! Evident. Real Madrid la Marius Șumudică. Evident, evident, m-am gândit la noastră aseară, n-am văzut scena în care v-ați manifestat după deschiderea scorului cu Dinamo, dar mi-am imaginat-o. Erați pe cai mari în momentul ăla. Am fost pe cai mari și am revenit pe căluți din aia, știi, din stațiune de la Venus, când bași fița să te dai pe ei. Adică, spuneți-ne sincer, la 1-0 credeți că e rezolvată treaba? Nu, sau? Nu, domnul Banciu, nu, n-am crezut sub nicio formă, fiindcă în joc de fotbal au fost în situații când se termină după minutul 20, de 90, deci nu, plus prelungiri, plus lovitură de partajare, mai ales că era un joc de cupă, nu. Jucasem bine până în momentul ăla, jucasem bine, Dinamo nici nu ajunsese la poartă, am marcat, după care am făcut o greșeală impardonabilă pe linia de fund, asta e grav, că am greșit la... În momentul când aveam mingea pe construcție de-a noastră, pierdem mingea în zona, în ultimul compartiment, cel defensiv, după care mi-a dat seama că nu mai poate nimeni să intervine decât portarul și luăm gol. 1-1, același lucru facem și la al doilea gol, când un jucător de-al nou se împiedică, cade, rămâne Lazar singur și marchează 2-1. Vă dați seama, e greu. După aceea am încercat să joc cu doi atacanți, să revin în joc, dar a fost destul de greu. Dinamo v-a lăsat o impresie bună sau sunt de criticat, au jucat urât, nu meritau? Nu. De la mijloc în sus au echipă bună, au probleme și ei pe linia de fund, pe faza de apărare au probleme, dar în rest de la mijloc în sus au jucători cu calitate, aici mă refer la Rotariu, la Lazar, Bilinski, Bobacar, Elton, Bărboianu, deci jucători care sunt, se pot bate sus. Dar dacă își vor rezolva problema în ceea ce privește linia defensivă, fiindcă acolo la fundaș și central eu spun că suferă. Îi vedeți în sezonul ăsta luptându-se la podium pe Dinamo? Nu. Nu. N-au o echipă nici măcar cât Astra sau Petrolul? Nu, sunt sub Astra și Petrolul. Așa, ok. Da. Bun, regrete că ați părăsit Cupa Ligii atât de repede sau până la urmă era un meci de încălzire? Nu, eu l-am considerat ca un meci de pregătire. Pe mine nici, să fiu sincer, fiindcă mă interesează foarte mult campionatul. Suntem o echipă mică, o echipă care vrem să ne salvăm de la retrogradare, dacă vrem să terminăm cât mai sus, fiindcă acolo, din banii de televiziune, se supraviețuiește. Deci pe mine asta e principalul meu
obiectiv. E adevărat. E adevărat. Obiectivul ăsta trebuie să fie. Anul trecut ați reușit până la urmă să vă salvați de la retrogradare, ba chiar destul de confortabil, că în ultima etapă vă uitați la rezultatele altora, nu mai aveați problema asta, numai că acum cu 6 retrogradate, sigur, va fi o bătălie extraordinară. Cum vedeți sezonul ăsta care începe? Adică să vă trage sfori pentru relații între echipe, cum mirosiți așa? Pentru că miza e mare. Spuneați de banii de televiziune, evident că dacă ăștia nu mai sunt, clubul nu mai supraviețuiește. Te aștept la orice. Să fiu sincer, mă aștept la orice și drept dovadă este ceea ce mi se întâmplă mie acum, domnul Banciu, și programarea care s-a făcut. Deci eu am jucat practic ultima etapă din Cupa Ligii ieri, luni seară, da, și următorul joc, îl joc primul vineri. Deci eu am 3 zile, practic. 3 zile, sunt singura echipă care i s-a dat 3 zile de repaus. Toată lumea joacă la 6-7 zile. Așa e, am văzut asta. Sper să fie o greșeală, să nu fie ceva voit, fiindcă atunci este o problemă, credeți-mă. Da, acum sigur, televiziunile dau banii, ele aranjează meciurile, și Marseille-Montpellier, dacă vă consolează cu ceva în etapa a doua în Franța, să joacă de la ora 14. Evident că trebuie să fii nebun la cap să programezi un meci în sudul Franței la 17 august la ora 14. Deci vă dați seama cam cum vor juca oamenii ăia acolo. Vor fi 45 de grade la soare, evident. Așa. Deci cum să joci un asemenea meci? Dar și acolo, televiziunea programează pentru că asta e, ei dau banii așa cum le convine lor și sigur că lor le convine să vadă la ora 14 un meci între o echipă care se bate la campionat și una care face și ea umbră campionatului. Deci așa e și aici. Probabil au programat acest meci cu Astra, care totuși e o atracție a campionatului, ca să înceapă sezonul cu... Astra joacă în cupele europene săptămâna viitoare și cu siguranță... Așa, sigur, exact. Aveau nevoie de... E adevărat că ei sunt direct în turul 3, așa-i. Da. Vor juca săptămâna cealaltă, nu-i puteau programa nici într-un caz duminică sau luni, deci ei puteau să joace doar vineri sau sâmbătă. Sigur. Exact. Da, deci deocamdată n-aveți de ce să vă considerați nedreptățit. Dar începeți cu un adversar totuși greu, adică cum se făceau calculele pe vremuri, minus 3 la adevăr. Din prima... E greu, dar sigur. Nu gândesc la lucrul ăsta. Voi încerca să fac cât ce e posibil ca să luăm cel puțin un punct, fiindcă asta e o echipă bună, o echipă care joacă de mult timp împreună. Deci sunt jucători și asta contează. La mine problema asta este că am adus 14 jucători. Vă dați seama, nu ușor. Da, evident. Acum ar spune gurile rele, domnule, mai bine să joci cu Astra în prima etapă, când încă poate nu sunt atât de omogenizați totuși, sau nu și-au dat încă drumul la joc neapărat, chiar dacă se cunosc, pentru că o echipă nu joacă în prima etapă la fel ca în etapa a 7-a sau a 8-a. Și atunci poate că mai bine să-i prindeți la început. Poate să fie și așa. Da, nu știu ce să spun, nu știu. E adevărat că și ei în momentul de față se așteaptă la mai așteaptă întărire, am înțeles. Numerii nu prea stau bine, fiind doar 14-15 jucători. Există, e cu duși în toți, nu știu ce să vă spun. Da. Adică, nu știu, eu zic că, indiferent când îi prindeam, tot trebuie să joci cu ei, tot te întâlnești cu ei. Dar important este să ne recuperăm după astea 3 zile și să încercăm pe cât posibil să le punem probleme. Transferul ceva mai așteptați pe final de sezon? Chiar citeam mai devreme că Târgu Mureșu a luat practic 3 corifei. Da, pe Goga, pe Mureșan și pe Zicu. Nu. Nimic. Nu mai așteptăm. Nimic. Deci rămâneți la echipa. Nu mai așteptăm. Avem un lot de 22 de jucători. Chiar nu putem să... Deci suntem ok, suntem acoperiți din punct de vedere numeric, acum sper și valoric. Da. Mulțumim de intervenție, domnul Șumu. Adică baftă multă. Doamne ajută. Cum vă spunea și Ioana Cosma la sport.ro, da, când intrați, baftă multă, asta era vorba ei.
Baftă Doamne multă, domnul Șumudică, pentru vineri. Cine știe, poate sunteți primul lider al campionatului, cum era Penalti pe vremuri. Câștigați primul meci și faceți poză, domnule, cu clasamentul vineri la ora 20:20. Exact, așa trebuie să faceți, cum făcea Föller. Câștiga titlul mondial, își rădea mustața. Sigur. Mulțumim. Bine. Toate bune. Toate bune. Păi la ora 2:20 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Adică Vadim Tudor, dacă avea emisiune, i-ar fi spus ăstuia cu extorsiunea lui. Bă, dar lung ești, bă, la vorbă. Mai o limbariță, nu mai termini. Da, lung băiatul, mai ales că este amicul nostru și îl știm de atâta vreme. S-a făcut de râs atunci, nu numai în țară, dar peste tot în lume, grație internetului. Sigur că suntem cu ochii pe Steaua, dragi prieteni, ca orice român. Mâine, pe Arena Națională, de la 20:30, asta este ora, știe și Sile, probabil. Returul cu Strømsgodset. Norvegienii de coșmar, am văzut un titlu. Retur de coșmar pentru Steaua, care ce vorbești, mă, aia nici n-au cum să o dea în poartă. Singur să joace pe teren și nu cred că a reușit să marcheze. Steaua n-are în principiu nicio problemă cu astfel de echipă. Dacă va juca cu Dinamo Tbilisi în turul 3, ar fi interesant, pentru că este o echipă extrem de slabă, Dinamo Tbilisi, pe care Steaua o va domina fără probleme, plus că deplasarea în Georgia este deja monedă curentă în România, nu e nimic de ieșit din comun acolo. Steaua a mai fost la Tbilisi, toată națiunea română a fost în Georgia cu treabă sau nu. Pe când Aktobe din Kazahstan este o necunoscută, nu știi acolo unde te duci, da. Habar n-ai, nu știm unde s-ar juca meciul, în ce localitate, cine sunt ăia, nu-i cunoaște nimeni. Deci ar fi mult mai interesant la Steaua să joace cu Aktobe. Habar n-avem aia dacă joacă desculți, joacă cu crampoane, dacă vin de la câmp înainte de meci, câmpurile petrolifere. Da, nu contează. Deci nu cunoaștem. Dar mai trebuie până atunci un pic de răbdare, un bob zăbavă, cum ar fi zis Neauvidiu, pe timpul un bob zăbavă. Avea vorba asta când scria în Sportul în anii 90. Astăzi se joacă Sutjeska din Muntenegru cu Șerif Tiraspol de la 18:30. Moldovenii au câștigat 2-0 în tur. Ar fi, într-adevăr, un rezultat conform calculului hârtiei ca Șerif Tiraspol să se califice. Nu-i văd pe muntenegreni pleznind Șeriful, echipă până la urmă cu ambiții să se califice într-o zi în grupele Champions League. Levadia Tallinn, Sparta Praga, după 0-7 în tur, a fost 7-0 pentru praghezi în Cehia. Cine s-o duce astăzi la Tallinn la meci? Se pare chiar interesantă chestiunea asta. Sau să te duci să ce? Să scapi de nevastă, să scapi de copii, să scapi de aspirator, să scapi de bătutul covoarelor. Poate doar așa. Ora 19, frumos, vă spune tăticul imediat câte grade sunt la Tallinn, la ora meciului, nu acum, că nu ne interesează momentul ăsta. Dar e o zi frumoasă, să știți, în Estonia. Dacă în Fundeni sunt 32 de grade, la Tallinn sunt 24. Meciul începe la ora 19, Estonia are ora României, să știți, nu este nicio problemă, șanse de ploaie 0%, da, 0%, n-au ora României pe porțiunea asta de vară, nu, doar pe ora de iarnă sunt ca și noi, este cu ora mai puțin la ei. În fine, meciul se joacă la ora 7 după ora României și se anunță undeva în jur de 22 de grade cu soare, splendidă zi să te duci la fotbal, la foțom, cum ar zice ungurii, să vezi un asemenea meci. 7-0 pentru băutorii de bere în tur. Dudelange din Luxemburg cu Ludogoreț din Bulgaria, tot de la 7, 4-0 au bătut bulgăroi în tur.
Aici scrie invers pe Dolce Sport. A fi bătut luxemburghezii cu 4-0. Așa sunt site-urile noastre. Nu, a bătut Ludogoreț cu 4-0. Karabakh Agdam din Azerbaijan la Valeta. De la 19:30 în această seară au bătut azerii 1-0. Or trebuie să confirme și acasă. Echipă interesantă și asta, Karabakh Agdam. Maccabi Tel Aviv Santa Coloma de la 20:30 a fost 1-0 în Andorra pentru Maccabi. TNS din Țara Galilor Slovan Bratislava. Meci interesant, deși nu-i văd pe galezi revenind de la 0-1. Skenderbeu Albania cu Bate Borisov a fost 0-0 în tur. Fi o surpriză ca Bate Borisov, echipă de Liga Campionilor, să fie eliminată de amărâții ăștia din Albania. HB Torșavn din Feroe întâlnește pe Partizan Belgrad de la ora 21, a fost 3-0 pentru sârbi în tur. Žalgiris Vilnius Dinamo Zagreb au bătut croații cu 2-0. Nu sunt șanse pentru lituanieni. Debreceni Cliftonville la 21:30 după 0-0 în tur. Nu știu dacă îl dă Duna sau Duna World, dacă dă meciul ăsta. În orice caz va califica Debrecen, îi bate pe nord-irlandez. Și Celtic cu KR Reykjavik, această Knatsbyr nu felag, de fapt ăștia sunt, 1-0 au bătut scoțienii în tur. Ar trebui să fie o formalitate. Vă reamintesc meciurile de mâine. Ne interesează și Aktobe Dinamo Tbilisi, care se joacă de la ora 18, deci Steaua când intră pe teren ar trebui să știe, dacă nu sunt prelungiri în Kazahstan, ar trebui să-și cunoască deja adversarul și vor putea să fanfaroneze și cei de la ProTV pe tema asta. Ventspils cu Malmö după 0-0 în tur. Fie interesant să se califice letonii, e posibil. Hajaka Helsinki Rabotnitski din Macedonia, interesant și ăsta a fost 0-0 în tur. Steaua cu Stroms Gocăt de la 20:30. Maribor Zrinski tot 0-0 în tur. Și St. Patrick's cu Legia Varsovia. Aici scrie că a fost 1-1 în tur. Mă, parcă n-a fost atâta. Asta mă verific eu imediat și îi prindem pe ăștia. Parcă n-a fost, mă, 1-1 în tur. Parcă a bătut cu 1-0 polonezii. Stai că să uită tăticul imediat la rezultatul ăsta. Mă, parcă nu e așa, mă. Nu mă păcăliți voi, mă, pe mine. Ia stai să vedem aici. Unde-i, mă, scorul? Unde-i, mă, că... Nu știu că caută ăștia pe aici, mă. Adică nu l-am găsit încă, dar... Vom uita și vom da peste rezultat. Nu se poate, mă, să ne trageți nouă clapă așa. Legia St. Patrick's 1-1 în tur. 1-1 în tur. În cazul ăsta... Și că 1-1 ar fi fost în tur. St. Patrick s-a făcut egal în deplasare în Polonia. Uite, asta că chiar n-am știut-o. Mie mi se părea că am trăit până acum numai cu iluzia că bătuseră polonezii cu 1-0. E grav, să știți. E grav dacă Legia Varsovia ar fi eliminată de St. Patrick's. O echipă de amărât. Factor poștali sunt aia. La fabrica de împacheta fum lucrează cei mai mulți de la St. Patrick. Nimic nu știu aia. Parcă și Steaua i-a prins odată. Că nu mă înșel, bineînțeles că i-a eliminat. O să vedem. Dinamo și Rapid se bat pentru el. Până acum câteva minute știrea era că Dinamo l-a luat. Exclusiv o informație dolcesport.ro. Exclusiv după ce s-a despărțit de Cristi Bălgrădean, Laurențiu Brănescu, căci despre el este vorba, da? Dinamo s-a orientat către Brănescu, un portar de 20 de ani, înalt ca Plopu, are 1,94 m, a jucat pe la Juventus, de la Râmnicu Vâlcea a ajuns acolo, mă rog, a jucat la Juventus. Spăla vasele la Juventus înainte de a juca la Virtus Lanciano, a evoluat la jumătate de sezon la Juve Stabia, tot sub formă de împrumut, în fine. Pe la Naționale de Juniorele României 19 partide. Interesant portarul pe care vrea să-l ia Dinamo, dar este interesat și Rapidul de el. Rapidul care am înțeles că acum, după ce are nou patron moldovean, a dat câte 1000 de euro la jucători
de căciulă, s-au mai împuținat un pic datoriile în acest mod, putem să spunem, și pentru rapidiști. Astăzi avem o etapă în Pirinei, în Turul Franței, o etapă nu neapărat grandioasă, dar în orice caz interesantă. O să vă spun exact în ce constau lucrurile. M-am povestit și ieri un pic despre ea, ieri a fost zi de pauză, dar acum suntem în plină cursă, direct în această etapă, a 16-a Turului Franței, de la Carcassonne la Bagnères de Luchon, cu final în altitudine, la Port du Balès. În fine, după aia urmează o coborâre, dar nu se mai poate face diferența foarte mult acolo. Mai sunt încă 67 de kilometri în această lungă, lungă etapă de 237 de kilometri. În frunte s-ar afla polonezul Kwiatkowski, care a fost la un moment dat în primii 10, acum este al 16-lea, Bakelants din Belgia, al 27-lea general, francezul Gauthier, al 28-lea, și australianul Michael Rogers, al 31-lea la general. Tony Galopin este în urmărirea lor. Tony Galopin, care a pierdut orice șansă, știți că la un moment dat era și el în primii 10, are 54 de minute întârziere în ierarhia generală. A dat peste el etapele din Alpi și l-au năucit. Dar oricum, clasamentul general neschimbat, desigur, pentru că ieri a fost pauză, include trei francezi în primii 6. Ei sunt atracția turului în mod normal. Romain Bardet a plasat al treilea, de la mică distanță de locul al doilea deținut de Alejandro Valverde. Thibaut Pinot, care este al patrulea, și el bine plasat încă în bătălia pentru locul 2. Și Perrault, pe locul al șaselea, și el undeva la mai puțin de 2 minute de poziția a doua a lui Alejandro Valverde. Dacă acesta va avea vreo slăbiciune în Pirinei sau eventual la contracronometru, deși nu e prea probabil acest lucru, francezii ar putea chiar să-l salte pe Valverde. Bătălia lor însă este cu Van Garderen, spuneam, bun ciclist de contracronometru, dar care poate să ia țeapă în Pirinei. Altfel, turul este câștigat de Vincenzo Nibali, o premieră, bineînțeles, Vincenzo Nibali, care n-a câștigat niciodată Turul Franței, chiar dacă a triumfat și în Turul Italiei și în Turul Spaniei, un ciclist aproape complet, iată, peste mai puțin de o săptămână va avea în palmares cele 3 mari tururi ale omenirii. Nibali, așadar, de la Astana, un italian învingător în Turul Franței, nu s-a mai întâmplat asta, dacă îmi bine socotez, de pe vremea lui Marco Pantani în 1998, nu cred mai fost vreun învingător italian de atunci, nici nu prea avea cine să fie, dar oricum asta se poate verifica destul de ușor. Mari învingători ai turului se găsesc, eu nu țin minte să mă fi câștigat vreun italian de atunci, plus că Pantani a câștigat fraudulos, evident, Turul Franței. Decesul său, cauzat tot de droguri, finalmente, câțiva ani mai târziu, spune foarte clar acest lucru, dar asta nu-l împiedică, sau nu l-a împiedicat mai degrabă la momentul respectiv să fie triumfător, mai ales că câștigase în 98 și Turul Italiei, a reușit dubla. Cred că și-ar fi permis să câștige și Turul Spaniei, dacă chiar vrea să întindă coarda un pic, dar a zis, bă, tu să nu dau de bănuit, pentru că mi se pare cam mult așa dintr-o dată să vin cu lucruri pe care nu-l reușise nimeni, câștigarea celor 3 mari tururi în același an, pentru că e foarte complicat. Bun, deci spuneam de acordul definitiv al lui James Rodriguez la Real Madrid pentru 6 ani. Văd aici o informație iarăși interesantă. Dick Advocaat va fi noul antrenor al Naționalei Serbiei. Au reușit să ajungă la un acord președintele Federației, Tomislav Karadžić, și antrenorul olandez. Contractul n-a fost încă semnat, dar se va întâmpla în următoarele zile. Este a 6-a echipă națională pe care Dick Advocaat o va conduce, are 66 de ani individul. În cariera lui a fost selecționezul Olandei în 2 rânduri, de fiecare dată o perioadă de 2 ani, 92-94, și apoi din 2002 până în 2004. A condus Emiratele Arabe Unite în 2005, Corea de Sud 2005-2006, Belgia 2009-2010 și, bineînțeles, n-a scăpat nici el blestemului de a antrena Naționala Rusiei între 2010 și 2012. Bun antrenor, un fel de Gus Hiddink și el.
Anul trecut a antrenat AZ Alkmaar-ul, care a terminat pe locul 8 în campionatul Olandei. Este noul antrenor al Serbiei, așadar, Dick Advocaat, nu prea are el materie primă la dispoziție acolo, dar probabil că se va descurca un pic mai bine decât neapiții. Ne întoarcem după o pauză. Una este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. N-am mai avut ocazia, dragi prieteni, să vorbim cu Călin Mateș, imensul nostru corespondent anglofon, dar asta nu înseamnă că nu ne interesează situația celor de la Tottenham sau al lui Liverpool, care văd că se face de râs pe zi ce trece cu transferurile. Aleargă după jucători pe care i-a refuzat OM acum nu știu câți ani, încercând să facă vedete din ei, gen Loic Remy. Dacă Remy, jucător de Liverpool, atunci înseamnă că le-am văzut pe toate în fotbalul ăsta. Reamintesc amicilor noștri liverpooldieni, da, că Loic Remy nu mai reușea să pună, ca să-i citesc pe franceză, un pied devant l'autre la OM. A fost dat afară pur și simplu de la club, a ajuns în Anglia la QPR, unde sigur că dând peste un campionat subnutrit în ceea ce privește talentele, a reușit să dea câteva goluri. După aia a ajuns la Newcastle, unde de asemenea, fiind foarte slab, ăia, a reușit un pic să se impună. Da, acum să-l ia Liverpool pe 14 milioane de euro, sper să nu fie vorba de lire sterline. Mi se pare chiar aberant. Cum să cumperi, mă, niște jucători care, practic niște surcele, cum să dai, mă, banii ăștia? Adică ce a ajuns și campionatul englez? Ce vite încălțate, dragi prieteni. Ăia, dacă nu dau 100 de milioane de lire, nu sunt sănătoși. Cum să dai, mă, pe Remy banii ăștia, mă, fraților? Păi, da? În Franța el nu reușea să facă o preluare, mă, în momentul în care a plecat. A ajuns acum mare sculă lui Remy. Sigur că la campionatul mondial ați văzut. No, l-a băgat de șo absolut deloc, pentru că nu risca. Da, să dai banii ăștia ca să-l iei pe Remy, adică între toți atacanții din lume, tu n-ăsta stai. L-ai pierdut pe Suarez și-l iei pe Remy. Bravo, bă, Liverpool, într-adevăr, vă pricepeți la fotbal. Îl avem pe Ionel Dănciulescu la telefon în momentul de față. Salut! Bună ziua! Început cu dreptul pentru Dinamo, ieri în Cupa Ligii, victorie cu Chiajna 3-1, vorbisem și cu Marius Șumudică mai devreme. După ce Chiajna a condus, Dinamo, iată, deși în paragină se spunea cu lotul, mai multe plecări de jucători în ultima perioadă, a reușit totuși să marcheze 3 goluri și să readucă un pic în discuție, să-și aducă un pic în discuție numele și blazonul. Da, este adevărat. După un început mai puțin reușit în prima parte, eu cred că repriza a doua am reușit să controlăm partida de la un capăt la celălalt. O victorie fără dubii. Este adevărat. Eu știu, poate și sistemul defensiv a celor din Seven a funcționat chiar așa bine, dar cred că asta din cauza, cred că, și jucătorilor noștri care au făcut ce au vrut cu apărarea adversă. Da, nouă ne spunea Marius Șumudică, n-am văzut meciul, l-am întrebat pe el, mi-a spus că Dinamo nu are apărare. Este adevărat că nici noi nu excelăm la acest capitol, încă suntem în căutări, Flavius încearcă diferite formule. Este adevărat că meciul de aseară nu ne-a pus foarte mari probleme pe faza de atac a lor și pe faza defensivă a noastră, dar sperăm să ne descurcăm și să reușim să încropim totuși o echipă bună pe faza defensivă cu jucătorii pe care îi avem în curte la ora actuală. E adevărat că Dinamo căuta un portar pe nume Brănescu? Am auzit ceva, eu cred că ceva este adevărat. Nu știu foarte, foarte multe lucruri, dar din ce știu eu, se caută un portar. Se caută un portar și am văzut pe un site, pe Dolce Sport, parcă, cum că acesta fi Brănescu, un portar tânăr, 20 de ani, care a apărat prin Italia, pe la echipe de astea cu care juca Naționala României pe timpuri, adică pe la Chelneri, dar care, iată, ar fi și în vizorul Rapidului
în ultima perioadă, un tip promițător. După plecarea lui Bălgrădean, sigur că Dinamo caută pe cineva în poartă. Da, este. De Brănescu a fost o discuție mai veche. Chiar eu am deschis odată subiectul de acest portar. Este adevărat, este un portar care a stat în antecamera lui Juventus. Exact. Este adevărat, nu a jucat, dar totuși a fost acolo. A fost împrumutat la echipe de Serie B. Nu știu, vedem acum dacă se va materializa sau dacă el va fi portarul pe care noi îl vom achiziționa. Poate achiziționăm sau poate nu achiziționăm niciun portar, nu știu, foarte multe lucruri. Da, Dinamo se pregătește în momentul de față pentru campionat. E evident că vă interesează și Cupa Ligii, având în vedere că nu jucați în cupele europene. Competițiile interne, deci, sunt importante pentru Dinamo. Dar în campionat, la lotul care există în momentul de față, cam care ar fi ambițiile? Ne sperăm să terminăm pe un loc mult mai bun decât cel de anul trecut. Este adevărat, valoarea campionatului a scăzut în ultimul timp. Eu știu, cu puțină concentrare, jucătorii importanți ai noștri care avem să fie apți din punct de vedere medical, eu cred că avem șanse destul de bune pentru a ne clasa pe o poziție superioară față celei de anul trecut. Deci există ambiția asta. Financiar, cum mai stați? Financiar, deocamdată, plecam când am aceea situație. Deocamdată lucrurile sunt ok, salariile trebuie plătite la timp. Rămâne acea problemă cu salariile care au fost înainte de intrarea clubului în insolvență. Actele sunt luate la purificare de oamenii care se pricep la acest lucru și vom vedea pe viitor. Deocamdată este o situație stabilă. Stabil. Oricum, Dinamo are, să zic așa, avantajul că va juca ultima în această primă etapă. Și da, luni. Poate că undeva asta să fie și bine, că jucați de la ora 9 luni, adică nu pe o căldură nemaipomenită. Chiar cum stau vânzările pentru meciul cu Oțelul? Se joacă în Ștefan cel Mare? În Ștefan cel Mare se joacă, dar nu știu foarte, foarte multe lucruri, încă nu știu dacă biletele au fost puse în vânzare sau s-au pus decât pe site-urile de specialitate, pe site-ul clubului. Nu știu, până acum, dacă nu mă înșel, nu știu, în jur de 3-4-5 mii de abonamente au fost vândute. Mai departe, nu cred că biletele au fost puse în vânzare pentru această partidă. Așa. E un meci cu o echipă care oricum s-a calificat și ea la 11 metri, da, în Cupa Ligii. Cu destule probleme din ce am citit și eu și din ce am văzut. E o situație destul de complicată și la ei, cu jucătorii care au venit, nu au venit. Da. În principal ar trebui să câștigăm această partidă. Da. Așa cred eu. Am văzut meciul, practic, în mare parte cu Ceahlău, meciul Oțelului, foarte slab, mult sub Ceahlău. Au tras, practic, acasă s-au apărat tot meciul acasă să ajungă la loviturile de departajare și până la urmă acolo au reușit să câștige, necreându-și, practic, nicio mare situație de poartă. Nici nu mai au jucători, cred eu, care poate să facă diferența sau jucători să aducă, eu știu, un plus pe faza ofensivă. Dar din ce am văzut eu, Ionele, tu dacă intri le dai două la ăștia. Deci, Oțelul Galați era pentru, chiar și la vârsta asta, nu vorbesc pe vremea când erai în vână, zic acum. Deci Oțelul Galați, dacă nu retrogradează în acest sezon, atunci într-adevăr fotbalul este cu fundul în sus, că din 6 echipe să scape Oțelul la ce lot are. Da, sigur că poate vor retrograda, altele vor sta mai rău la bani, deși nici aici nu e evident că, în fine. Aici sunt probleme. Sigur. Cam peste tot. Sigur, sezon. Ce zici de Steaua? Ce zici de Steaua cu norvegienii mâine? Da, nu, trebuie să fii atenți. Oricum, din punctul meu de vedere, și în prima partidă au avut oarecare șansă. Pentru că norvegienii, atât cât au putut ei și cât au putut să se exprime ca și echipă, au arătat că pot să le pună probleme Stelei. Dar eu cred că plusul de experiență al
al Stelei a făcut diferența, dar n-a fost o diferență evidentă în favoarea Stelei la acea partidă. Nu, și eu zic că la experiență i-a făcut Steaua, pentru că norvegienii s-au mișcat mult, au pasat mult de-a latul, da. Sigur, voință multă, dar au fost limitați și probleme mari pe faza defensivă, pentru că să nu uităm, fundașul a încercat să dea pasă spre portar și a fost interceptată de un jucător de-al Stelei și a ratat până la urmă, dar totuși sunt probleme destul de mari pe faza defensivă. Da, mulțumim Ionel Dănciulescu, să vorbim după ce se lansează sezonul, sigur. Suntem încă la început, amintesc că la sfârșitul acestei săptămâni începe Liga 1. Mulțumim pentru intervenție, toate bune și vorbim după o pauză. Păi la ora 2 și ceva s-a constatat o furtună din care n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat, fiindcă s-a declanșat o extorsiune al unui degajament al unei construcții de într-o apă și după care... puteți uita. 11 metri pentru cunoscători. Da, încheiem cu niște recorduri stabilite de Real Madrid apropo de transferuri, că deja se vorbește că James Rodriguez este mai scump decât Zinedine Zidane. Nu este însă cel mai scump transfer din istoria Realului și nici al planetei. Undeva în jur de 80 de milioane de euro, scrie L'Equipe, totuși este o sursă mai fiabilă decât cele din Spania. Ronaldo a costat 94 de milioane de euro, Cristiano Ronaldo a dus de la Manchester United. În vara lui 2009, când Florentino Perez s-a reîntors la fruntea clubului madrilen, cumpărându-i atunci unul peste altul, pe Karim Benzema, Kaká și Cristiano Ronaldo, Ronaldo și-a menținut însă media de un gol pe meci, așadar n-a fost nici de cum o investiție proastă pentru Real Madrid, dimpotrivă. Este jucătorul care i-a ținut în toată această perioadă. Gareth Bale a costat 91 de milioane de euro finalmente. Se pare că asta ar fi suma cea mai apropiată de realitate, de la Tottenham la Real Madrid. Aripa stângă din țara Galilor a făcut și ea parte din această campanie câștigătoare în Liga Campionilor, să nu uităm. Bale a și marcat, de altfel, în finala împotriva lui Atletico Madrid, golul decisiv, chiar dacă n-a făcut un meci enorm, a contribuit din plin la această victorie. Neymar, iarăși, mai scump decât James Rodriguez, 86,2 milioane de euro de la Santos la Barcelona. În fine, a fost foiletonul anului în Spania transferului Neymar. Mai multe echipe și-l doreau. Până la urmă, Barcelona a reușit să-l achiziționeze vara trecută. Clubul catalan a anunțat într-o primă fază o sumă de 57 de milioane de euro. Până la urmă au fost prinși cu fofârlica cei de la Barcelona și au trebuit să recunoască că pur și simplu ei încercaseră să-i ofere presei o pistă falsă. Transferul a costat 86,2 milioane de euro. Dar Barcelona nu-i Gigi Becali să se laude pe invers. Bineînțeles, orice club care încearcă să-și protejeze trezoreria declară mai puțin, nu mai mult. Numai Gigi era atât de prost încât dacă lua un jucător pe 2 milioane spunea că l-a costat 4. Nu, ăștia fac exact invers, desigur, încercând să nu atragă atenția lumii fiscului, de exemplu, și a lumii interlope pe undeva, pentru că fotbalul înseamnă mulți interlopi, că deții asemenea sume. E mai bine să spui că te-a costat mai puțin. Luis Suarez, de la Liverpool la Barcelona, deși jucătorul este suspendat în această vară, 81 de milioane de euro, teribil în sezonul trecut, 31 de goluri în 37 de meciuri, Luis Suarez aproape era gata, gata, cum se spunea pe vremuri la Fotbal minut cu minut, să-i ofere și titlul lui FC Liverpool, păcat că a fost cam singur acolo. Luis Suarez a avut această problemă cu Chiellini pe care l-a mușcat la campionatul mondial, spun problemă întrucât Chiellini, nu? Nu-i așa? Chiellini a intrat în Suarez și n-a mai avut uruguaianul ce să facă și a trebuit să-l muște. 8 meciuri de suspendare,
4 luni din toate activitățile legate de fotbal, 8 meciuri de la națională, 4 luni în rest. Barcelona îl va prezenta undeva la toamnă abia pe Luis Suarez. Au dat banii pe el, tocmai pentru că își doreau să-l asocieze cu Messi și Neymar. Acum o să vedem dacă Messi, Neymar și la un moment dat și Suarez, atât cât va putea să joace pentru Barcelona, vor putea cu un antrenor atât de slab ca Luis Enrique, care după mine e chiar sub tata Martino, să se bată cu Realul. Vom vedea. Sezonul viitor la Real rămân în principiu Benzema, Cristiano Ronaldo și acum a venit și James. Să vedem. Kroos ăsta sigur nu e un jucător care să facă diferența neapărat, dar să vedem între James, Benzema, Cristiano Ronaldo și respectiv Neymar, Messi și Suarez cine va avea de câștigat. În principiu Realul stă mai bine. Atletico Madrid nu cred că mai intră în calcule, pentru că deja era o surpriză rarisimă victoria lui Atletico sub nasul și barba celor două mari cluburi spaniole, pentru ca ei să reediteze cu un efectiv oricum mai subțire aceeași performanță 2 ani la rând, e puțin probabil. Va fi un duel, bineînțeles, între Real și Barcelona. Realul stă mai bine totuși la banca tehnică. Ancelotti e mai experimentat decât prostul ăsta de Luis Enrique. Bun, atât pentru astăzi, dragi prieteni, ne reauzim și mâine de la ora 15 să dezbatem actualitatea internă și, bineînțeles, cea internațională. Rămâneți cu bine!